Bună ziua! Unde o să petreceți sărbătorile anul acesta? Eu? Da. Acasă. Cu cine? Cu familia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acasă? Satul unde trăiesc și clădirea unde trăiesc și natura. De unde sunt? Trăiesc aici, aici, lucrez aici, dar eu sunt original din Slovacia. Aha. Dar acasă spuneți că e Slovacia sau e Moldova? Nu, Moldova. Unde sărbătoriți în acesta, în Revelionul? Cu copii. Unde? În familie. Acasă? Aici, acasă, la Chișinău. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă? Foarte mult, pentru că eu nu sunt țară aici și foarte mult înseamnă pentru mine. Ați revenit pentru sărbători? Da. Și cum e acasă? Foarte bine. Mai bine ca acasă nu-i nicăieri. E căldura, liniștea, tot ce-i mai scump. Unde o să sărbătoriți în acest an Revelionul? Acasă, cu prietenii. Am venit numai singur încoace, la rude. Cum este când reveniți acasă? Cum e? Că nu pot să vă explic cu cuvinte. Trebuie să simți asta înăuntru. Ceva minunat. Мы за границей живем. Я с родителями и с двумя братиками живем за границей. И на праздники всегда приезжаем к бабушке и к дедушке. Это всегда, скажем так, немножко возвращение в детство для меня. Я выросла тут и всегда я снова как будто становлюсь маленькой. Для меня это вот праздновать Новый год дома. Где сорбаторите на честь Ревелиона? Здесь на работе. Будем здесь, потому что работаем. Такая работа у нас, и мы не против. Vin mulți oameni, adică în ultima anul ăsta cum o să fie pandemia, dar sperăm să fie mulți, noi ne pregătim. Dar cei de acasă ce fac? Cei de afară, de acasă ne invidiază pozitiv, cred că. Unde ați petrecut sărbătorile? Acasă. Cu cine? Cu cei dragi ai mei. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acasă? Acasă în țară, dacă e țară. Acasă ce înseamnă? E foarte bine, dar e foarte dureros că sunt familii destrămate, pe jumătate sunt plecați și pe jumătate sunt. Dar din punctul meu de vedere, e bine să pleci, dar tot e mai bine aici. Revelionul să-l petrec cel mai probabil totuși cu familia. O să petreceți acasă? Da. Dar ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă? Acasă înseamnă familie. Și înseamnă tot ce e mai scump pe lumea asta. Unde o să sărbătoriți în acest an Revelionul? Aici, la Chișinău, la băiet, la ficior, acasă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră cuvântul acasă? Totul înseamnă acasă. Mai ales când toți copiii împrejur, miază, toți ești bucuroasă atunci când și mai mare bucurie atunci când copiii sunt lângă tine. Când toți, adică mai de rău acum, toți sunt prăștieți în toți părțile. Unde sărbătoriți în acest an Revelionul? Acasă, la părinți. Acolo de unde am crescut, de unde ne-am pornit, ne-am stătornișit ca oameni adevărați. Noi suntem peste hotare. Ați revenit acasă? Exact. Cum e acasă? Diferit. Pentru că, în mod normal, fiecare care pleacă se acomodează cu mediul de acolo și acasă devine deja o chestie străină, probabil. Unde o să petreceți în acest an sărbătorile? Acasă. Acasă. Cu cine? Cu familia. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acasă? Acasă, în Moldova, ești în cercul de familie care te iubește și tu iubești. Și ții la ei. Evident, asta e acasă. Pentru că am fost mulți ani peste hotare, acasă cu ea la bătrânețe e ca în poveste. Trăim cu cei necesari ce avem, mulțumim lui Dumnezeu și așteptăm cu mare drag copilași când noi vedem peste hotare și o promis că vin acasă. Cât de des vin copiii acasă? Tare rar, domnișorul. Îmi doare sufletul. Am unul la America, 8 ani n-a fost. Unde sărbătoriți în acest an Revelionul? Acasă. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acasă? Acasă asta înseamnă familia. Familia, casa în care locuim, tradițiile care le avem împreună de ani, de la bunei, de la străbunei. Unde o să sărbătoriți în acest an Revelionul? Acasă. Ce înseamnă acasă? Da. Asta înseamnă patria. Asta înseamnă cei dragi cu tine. Asta înseamnă orașul iubit. Asta înseamnă toți cei care te înconjoară și cu care ai crescut. De o să petreceți în acest an Revelionul? Sper mult să ajung acasă. Unde este acasă pentru dumneavoastră? La mine acasă, în orașul natal, în casa părintească. Bine, din păcate, dar tatăl în Glodei. Bineînțeles, acasă e acolo unde sunt oamenii dragi. Unde poți să revii la frumoasele amintiri ale trecutului și acolo unde poți să clădești speranțele pentru viitor. Cred că acolo e acasă.